foarte puțin, câteva cuvinte vă voi spune. Astăzi este un praznic mare, toată țara este la Sfânta Cuvioasă Paraschiva la Iași. Cred că sunt 1 milion de oameni. Și asta arată în condițiile în care Sfânta, poți să mergi la Sfânta în fiecare zi să te închini. Deci nu putem spune că au venit sfinte moaște care nu au mai fost niciodată în România, ci de sute de ani, de 800 de ani, românii se pot închina la aceste sfinte moaște. Și cu toate acestea, iată că românii merg să se închine și să o prăznuiască pe Sfântă. Când prăznuim ziua de naștere a unui om, ne adunăm cu toții ca să-i facem o bucurie. Vedeți, fără să ne dăm seama, noi mărturisim prin vizita aceasta pe care o facem la Sfânta, mărturisim că este vie. Mărturisim că mergem la praznicul zilei de naștere, atunci când s-a născut în împărăția lui Dumnezeu în veșnicie. Noi cinstim sfinții și avem o credință românii, chiar dacă nu ne dăm seama. Am auzit de unii și de alții că se mai duc pe unde nu se duc. Acum nu se mai duc la secte, că nu înțeleg mare lucru de acolo și au cam dat seama oamenii ce se întâmplă de acolo. În schimb, se duc în alte părți, la fel de păreri, la fel de energii, la fel de proroci mincinoși și antichriști care spun că îi vor vindeca de una și de alta. Eu întreb așa, dacă cineva vrea să îmi facă bine la acesta, îl întreb dacă mă poate vindeca de moarte. Și dacă mă poate vindeca de moarte, îl întreb dacă se poate învia pe sine. Și dacă se poate învia pe sine, atunci s-ar putea să fiu mai atent la el, adică să-l bag în seamă puțin. Altfel, nu mă interesează decât ca om, ca chipa lui Dumnezeu pentru care trebuie să mă rog și în fața căruia să mă smeresc. Dacă e vorba să mă bajocorească pe mine, dar să nu-mi tremure mâna pe sabie dacă este să bajocorească credința mea. Credința mea, cea care, iată, atât de frumos este mărturisită de către români astăzi la un praznic atât de frumos al Sfintei Cuvioase Paraschivei. V-aș putea vorbi despre sfințenie câteva cuvinte, dacă vreți, sau aș putea să vă spun despre o întâmplare pe care am trăit-o la Sfânta Cuvioasă. Vă las pe frățiile voastre să alegeți, una e mai scurtă, una e mai lungă. Cea mai scurtă e cu întâmplarea. Vă spun despre faptul că foarte pe scurt, că am luat odată o bătrânică în mașină care mi-a prorocit că o să ajung la Sfânta Cuvioasă. Nu vă spun cum a fost, că este mai lung și eu sunt vorbă lungă și pierd de vară, dar vă spun că am ajuns la Sfânta Paraschiva într-o conjunctură, să zicem așa, patriotică, naționalistă. Eram pe atunci într-un grup și cred că sunt și acum, care gândea și credea că ortodoxia și naționalismul românesc se confundă și se suprapun sau nu se poate una fără alta. Și cu adevărat nu se poate. Nu poți să fii un bun român fără să fii bun creștin ortodox. Și nu poți să cunoști creștinismul nostru ortodox fără să fii patriot și să își cinstești eroii neamului, cei care au umplut cu sângele lor pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești pământul acestei țări. Și atunci, ajungând acolo, în 2003, se întâmpla aceasta, când se modifica Constituția. Era peste câteva zile urma referendumul pentru Constituție. Și noi
Ne-am dus acolo gândindu-ne să facem așa un tur al țării prin Moldova, pentru că oamenii erau mai credincioși, gândeam noi, tot din punct de vedere al managementului politic, să spunem așa, că dacă ducem acolo niște afișe în care să spunem să nu voteze Constituția pentru că o să ne pierdem suveranitatea. Lucru care s-a și întâmplat de altfel și pentru că Constituția într-adevăr n-a fost votată sâmbătă, au făcut 2 zile de referendum și au făcut și duminică zi de referendum și a dat Dumnezeu o zăpadă în duminica aceea de nu s-au putut oamenii mișca din case și totuși au anunțat pe la ora 7 seară că 55% sau 52% dintre cei cu drept de vot au votat Constituția și iată cât de fericiți suntem de atunci că s-a votat Constituția nouă și noi ne-am pierdut dreptul asupra țării, asupra granițelor, asupra identității și toate celelalte. Ei bine, și mi-am dat seama după mulți ani că afișele acelea sau cum se numeau, manifestele acelea prin care noi spuneam românilor să nu voteze Constituția pentru că își vor pierde țara, nu au valorat nimic și că nu rămâne nimic altceva decât credința noastră în Dumnezeu. Și ca Dumnezeu să mă încredințeze că este așa, atunci când am ajuns la Iași cu manifestele acelea, era Sfânta Parascheva. Nu ne propusesem și nu ne gândisem, sau poate că ceilalți s-au gândit, eu eram mai pământean așa, sau pământiu, dacă vreți. Și ne-au zis, haide să mergem și la Sfânta să ne închinăm. Și când am văzut atâta coadă, am zis, Doamne ferește, când o să stau eu la o asemenea coadă? Niciodată în viața mea n-am stat, mai cu seamă că atunci când eram copil ne mai trimiteau părinții și stăteam la coadă câteva ore și s-a întâmplat de vreo 2 ori că cu 2-3 înaintea mea să se termine ce era acolo, cât un pui vânăt sau altceva. Și simțeam o frustrare extraordinară ca și copil. Și am prins asta că nici evlavie n-aveam, nici credință n-aveam și aveam și frustrarea aceasta din copilărie și am zis că eu la o asemenea coadă nu stau. Și atunci s-a milostivit Dumnezeu de mine și a venit un părinte și mi-a zis, da, dacă intrăm în față, vii? Zic, așa vin. Atunci m-au băgat în față, dar totuși nu chiar în față, că părintele acela s-a gândit că parcă e un păcat prea mare ăsta și m-a dus cumva pe ultima 100 de metri, acolo unde deja sunt puse garduri de fier și intră oamenii așa ca oițele 4-5 și se îndreaptă spre baldachin. Și am stat acolo vreo oră sau două poate. Și când am ajuns la capăt, a trebuit să urcăm câteva trepte, că Sfânta era pusă așa pe un piedestal. Și se urcau în stânga-dreapta și treceau oamenii. Pe atunci Sfânta nu era încă acoperită. Și am reușit să pun mâna pe Sfântă și mi-am dat seama așa rațional, că nu seamănă cu nimic din ce am învățat eu și din ce am văzut la medicină legală despre înțepenirea aceea cărnii pe care o are omul decedat. Sfânta avea sute de ani de când trecuse la Domnul și avea carnea caldă și moale, textura ca și a unui om viu. Era micuță cât un prunc așa și m-am mirat de acestea. Și într-o clipă s-au închis gardurile acolo, au strigat niște jandari, luați copiii de aici. Și am rămas eu sus acolo și poate încă unul sau doi oameni și am văzut că veneau vreo 3 sau 4 jandarmi cărau o mogâldeață așa și am crezut că au prins-o la furat, că părea o țigancă de asta murdară cu haine ponosite, micuță și foarte murdară și cu părul vâlvoi și am zis că e o hoață care a fost prinsă cu mâna în buzunar și au luat-o jandarmii. Ei bine, numică mi-a fost mirarea când am văzut că au venit cu ea și au urcat-o dinspre catedra, dinspre biserică veneau, deci din zona în care nu era lume, zona opusă cozii. Și apropiindu-se, preoții au zis, atingeți-o aici. Și nu mi-am dat seama ce se întâmplă, până când ea a început să vorbească ca un ventriloc, așa, cu buzele închise, dar auzeam totul, eram la 1 metru de ea, exact peste cuvioasă, care a venit 1/2 de metru, sicriașul ăla mic.
și a început să vorbească și m-am înfricoșat așa puțin, zic, ce poate fi asta? Și gândul rațional mi-a spus așa, ei bine, eu sunt Vita mai omul, sunt serios, am făcut atâta carte, cum aș putea să cred asta, trebuie să fie o escrocherie făcută de ăștia ca să credem noi și să ne facă să mai venim pe aici sau să, cine știe câte mi-au fi trecut prin cap, dar asta este esența. Cert este însă că de jur împrejur se adunaseră preoții, călugări și jandarmii, aceia nu vedea, oricum nu vedea nimeni, dar așa mi-a trecut prin cap. E bine, și când o apropiau, era frig. La Iași, să știți că sunt 4-5 grade dimineața, nu e ca aici. Și era un frig atunci și o vreme din asta urâcioasă, frig de tot era. Noi, eu eram îmbrăcat la costum și nu pot spune că am tras ceva frig atunci. Ei, și când am văzut că oamenii aceia de 2 metri nu puteau să o acopere aplece cu fruntea, să o atingă de cuvioasa, și a striga, fii-mea scârbă de tine, fii-mea scârbă de tine, vrei să mă chinui? Și zic, nu se poate, așa ceva nu e posibil. Însă am văzut venele acelor soldați și de la mâini de aici, cum se umflaseră așa, de efortul pe care îl depuneau, și pe frigul ăla le curgea sudoarea pe frunte. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să mă opun evidenței. Chiar rațional Dumnezeu îmi arată că așa ceva nu este posibil. Oricât s-ar preface ei, lucrurile astea nu le pot face. Și când au mai atins odată cu fruntea de sfântă, s-a auzit un sfârit ca și cum ai arunca apă încinsă pe plita, apă rece pe plita încinsă. Și sfârâia, și atunci m-am înfricoșat cu totul și a început să țipe. Femeia aceea, știu că mirosea a urină, era ținută într-un graj, din câte s-a spus după aceea. O ținau legată într-un graj pentru că avea o putere de dărâma și casa îi bătea pe tot. Și ea era mică de un metru, așa. Și m-am înfricoșat. Și vă spun că atunci au început să înțâșnească din ochi lacrimi ca de la robinet. Eu vedeam cum plâng, nu-mi dădeam seama că plâng. Și am stat acolo, m-am lipit că baldachinul acela avea 4 stâlpi, așa, și eu m-am prins de un stâlp de acela. Și am stat acolo și mă tot goneau și eu n-am mai plecat. E bine, acesta este un moment în care Dumnezeu a vrut ca să-mi folosesc mintea rațională, adică asta reducționistă, asta care s-a făcut pe sine Dumnezeu, și să mă întreb așa, dintr-un milion de oameni care au fost acolo, care ar fi fost probabilitatea din punct de vedere matematic ca eu să mă aflu acolo în secunda aceea, în minutul acela în care au adus-o pe îndrăcită și să văd toată treaba aceasta. Și voi răspunde cum a răspuns Sfântul Ignatie Brancianino, și știința a tăcut. Toate științele au tăcut de atunci, astfel încât, deși prețuiesc științarii de carte, a trebuit să mă muncesc 10 ani să arunc mintea aceea la coș și să încerc să încarc o alta, dar care nu se poate prin eforturi proprii, numai prin mila lui Dumnezeu, prin pocăință și smerenie. Cu mila lui Dumnezeu, cred cu adevărat că a lucrat harul și lucrează harul în Sfânta Cuvioasă Parascheva. Vorbind despre sfințenie, o să vă spun așa, că toți suntem chemați la sfințenie, încă din viața aceasta. Cine crede că Dumnezeu ne vorbește de împărăție, ca fiind momentul de după trecerea noastră din viața aceasta, momentul morții sau după momentul morții, în cel mai bun caz, să zicem, dacă Dumnezeu ne spune veniți binecuvântați Tatăl meu, demoșteniți împărăția, ei bine, se înșală. Cel care crede că ortodoxia înseamnă un tic social, că înseamnă de fapt o alcătuire omenească și că nu știm ce va fi după aceea, Dumnezeu știe în cel mai bun caz, cum spunem noi, înseamnă că nu înțelegem nimic. Ortodoxia nu te face băiat bun, nu te ajută să fii, sau nu numai asta, te ajută să fii bun la carte sau bun în societate, ci te face sfânt, te transfigurează. Ortodoxia este darul lui Dumnezeu pentru umanitate, este credința cea dreaptă, să nu înțelegeți aici că vorbesc de o religie, ci despre învățătură, despre Evanghelie, despre cuvântul lui Dumnezeu, acela care
înviază morții, încă din viața aceasta. De crede cineva că este viu, s-ar putea să fie în înșelare. Spune Sfântul Ignatie Grăncianino, dacă ți-a venit un gând bun, aruncă-l de la tine, pentru că e posibil să fii înșelat. Harisma discernământului este cel mai mare dar pe care îl poate vedea Dumnezeu, îl poate vedea omul, îl primește de la Dumnezeu. Și ce vede omul când primește harisma discernământului, acest mare dar, această mare minune pe care o face Dumnezeu cu omul? El vede starea lui de păcătoșenie. Și când vede omul, se vede în starea lui de păcătoșenie, abia de atunci începe să se smerească, abia de atunci își dă seama cât este, de la ce este el până la sfințenie. Și pentru această smerenie, pentru această pocăință, pentru această golire, omul primește harul de la Dumnezeu și de dimineața până seara se poate sfinți, așa cum ați auzit de Maria Egipteanca, care într-o clipă s-a convertit și din momentul acela a fost candidată la sfințenie. S-a sfințit și Sfânta Parascheva și s-au sfințit toți încă din timpul vieții lor. Să credem așadar că sfințenia este o stare pe care o dobândim încă din viața aceasta. Este o transfigurare. Este momentul în care iubești pe toată lumea ca semn al sfințeniei. Plângi pentru toată lumea, te crești cel mai păcătos din lume, mintea ta este numai la Domnul, păzești mintea și ochii tăi, ai înțelegere pentru toată lumea, ai smerenie, ai lacrimi și pocăință de toată vremea. Acestea sunt câteva semne ale sfințeniei. Vedeți, căutați în jurul dumneavoastră, noi am avut privilegiul acesta de la Dumnezeu, noi cei mai lepădați dintre toți, noi cei necredincioși și atei, crescuți într-un moment în care Dumnezeu a fost alungat din neamul acesta, de chiar de către noi creștini, de către părinții noștri, de către bunicii noștri, și de către noi prin faptele noastre. Iată, noi am beneficiat să vedem semnele sfințeniei în părinții noștri, în Părintele Iustin, în Părintele Arsenie, în Părintele Făgețean și toți cei împreună cu dânsii pe care i-am pomenit astăzi la Sfânta Liturghie, cunoscuți și necunoscuți. Un neam care nu mai zămislește sfânt este mort, sfinț este mort. Un neam din care Dumnezeu nu mai ridică eroi este mort. Am auzit deseori că se vorbește despre un război din acesta, despre strategii geopolitice, că vin rușii, că vin nemții, că vin ungurii asupra noastră. Ei bine, trebuie să privim la un singur lucru. Dacă Dumnezeu încă mai ridică eroi, ridică sfinți din neamul nostru, nu avem a ne teme de nimeni. Dacă Dumnezeu nu va mai zămisli sfinți din neamul nostru, atunci ne vom teme și de umbra noastră, așa cum Cain mergea tremurând pe cale, a trăit atâția ani și mergea tremurând din cauza faptelor lui, din pricina pedepsei pe care a primit-o de la Dumnezeu pentru vărsarea de sânge nevinovat. Orice om, fie el cel mai păcătos dintre oameni, cel mai lepădat, fie el tâlharul de pe cruce Dismas, fie el Moise Arapu, fie Sfânta Maria Egipteanca, toate desfrânatele, toți tâlharii, au putut să intre în împărăția cerurilor, au putut să ajungă sfinți numai printr-o singură metodă, să spun așa, aceea a pocăinței și a smereniei. În împărăția lui Dumnezeu sunt de la împărați până la tâlhari și desfrânate, condiții sociale diferite, epoci diferite, istorii diferite, dar un singur lucru îi leagă pe toți. Pocăința, lacrimile de pocăință și smerenie. Să dea bunul Dumnezeu să ajungem și noi așa, să mâncăm din firimiturile ce au căzut de la masa sfințeniei și smereniei sfinților pe care i-a zămislit neamul nostru cu puterea Harului Duhului Sfânt. Și să ne învrednicim și noi să ajungem la pocăință, ca măcar o lacrimă să putem să vărsăm pentru păcatele noastre. O rugăm pe Sfânta Cuvioasă, Maica noastră, a neamului nostru, Parascheva, să se învrednicească, să ne învrednicească, să o vedem, să o cunoaștem și noi, să o simțim și noi, să ni se înfățișeze și nouă, așa precum ne-am mărturisit nouă sfinții noștri că s-am întâlnit cu ea și cu Maica Domnului și cu alți sfinți încă din timpul vieții noastre. Amin. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze și vă rog să mă pomeniți și pe mine păcătos în rugăciune.
rugăciunile voastre ca să putem să începem lucrarea aceasta a bisericii. Veniți, vă rog, la miluit și apoi la vițelul celălalt.